Un tânăr de 20 de ani s-a urcat la volan fără a avea permis de conducere. Mai mult decât atât, acesta ar fi consumat droguri înainte și avea chiar și asupra sa o folie cu substanțe interzise. Acesta a fost prins de polițiști, iar acum urmează să răspundă în fața legii pentru faptele sale. Oamenii legii au oprit pe drumul județean 591 între localitățile sunt Mihaiu Român și Sunt Mihaiu German, un autoturism condus de către un tânăr în vârstă de 20 de ani. În urma verificărilor efectuate, Date. În baza de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodată, în urma efectuării controlului în interiorul autoturismului condus de către tânăr, a fost găsită o folie ce conținea substanțe vegetale susceptibile de a produce efecte psihoactive, precum și un cântar electric. Acestea au fost ridicate și sigilate fiind înaintate către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara pentru continuarea cercetărilor. În urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive, tânărul fiind condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale. Cauza polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere. Transmit reprezentanții IPJ Timiș